Salutare, tovarăși, bine ați venit la un set de armor war. Am un nebunit, da, de Hearts of Iron 3, pe mine că m-am legat la paradis. Și cred că eram nebun de la început, dar... Aveam noi să zic, da, cred că până 4-6 putem să facem și noi un avans ceva și după aia m-am uitat la data, știm, în octombrie, 4-6. Poate în 4-7, octombrie, 48. Poate putem să facem și noi ceva ofensive împotriva aliaților. Îți pare germanii continuă să-i distrugă pe aliați. Tancuri, mărini. Aliații debarcă într-o parte, germanii împinși la un moment dat, după aia contraatacă și anihilează pe aliați. Da. Încă timp nu reconstruim armata noastră, marea noastră armată și bombe atomice. Sperăm pentru viitor. Ia de obicei, care nu-i ca de obicei, dar ca data trecută, revin când se întâmplă ceva interesant. Și nici nu am observat, 32 de leadership. Yes, da. Deși cred că rămân la 31 ca să avem ofițeri, pentru că dintr-o dată o să căcăm o tonă de divizii, așa că trebuie niște ofițeri. Nu știu cum văd eu ăsta, încă nu mi-am dat seama. Americani, ski. Păi chiar sunt german pe aici, nu dau eu seama. Ca fapt divers, m-am uitat, da, trecut, dar n-am studiat atent. Priez, nave... În partea asta, la altă. Jos. Resurse strategice. Tunguscan și rumenți. Noi și germanii. Da! Toți rumenții din lume aparțin Germaniei sau nouă. Asta mă înțeleg, total. Doar 78. Au multe interceptoare. V1, V2. Mi se pare stupid să construiești V1 și V2, adică... După ce îl lansezi, sunt moarte! 14 cas, 10 fightere, 26 interceptoare. Strategic 0, 3 rachete, interceptoare de rachete, un transportor, 18 tactical. Și dacă ne uităm la american, probabil o să ai o tonă de bombardieri strategice. O tonă! Tonă de tonă. Auzi, mă, Bucureștile, tu ai aeroport abrădat? Nu, că de ce dracu să ai aeroport abrădat? Că n-ai avem motiv. Țin minte că am abrădat ceva pe... Țin minte o culă, că n-am abrădat nimic, pentru că n-aveam mai forțe aeriene. Dar... Eu nu cred în existența. Când am avut nevoie de forțe aeriene, nu am avut. Ne-am permis forțe aeriene, așa că n-avem aeroporturi competente. În urmă, tot asta rămâne. Oh, cavaleria mult așteptată. Ne-a schimbat avioane. Și păi sunteți interceptoare, nu? INT, 2, dragă. 2, vă rog. Competență 0, zici, nada. O să luăm de la Tankbuster? I guess. Unul din voi este Superior Air Tactician. Și nu-mi trebuie așa ceva. O să-l pun la interceptoare. Derp. Și am impresia că unul din voi ar fi bine dacă ar fi mai competent. Și nu cred că vă afectează dacă e așa. Tu poți să comanzi 4. Tu de asemenea poți să comanzi 4. Tankbuster pe hidroavioane. Avioane, bombardiere navale. Adică poate să care și bombe, nimeni nu zice că bombardiere navale nu pot să care bombe. Dar sunt specializate în torpile, de obicei. Vreau să-i abradez pe ăștia în cazul în care, pentru situații în care se întâmplă să fie mai multe brigăzi, să nu suferă de penalizări, că nu sunt oameni competenți să-i conducă. Și nu mă costă nimic, așa că... Ok, pe tine te amonezi deja. Bun, puteți fi destul. A, da, voi. Ce-am făcut cu voi?
Am făcut ceva, flota de invazie, 12 aici. Aici, flota de invazie. Avem flota, avem, n-avem. Deci, acum trebuie să schimbăm toate astea. Flota de transport, 1. Yep. Un singur om competent avem în toată marina română. Avem mai mulți oameni competenți, nu sunt gardă veche, dar un singur om care are ceva skill. Sau? Prima marină, flota de invazie 1. Strugătoare 7 din anul 43. Nu sunt foarte bune. Suntem în 46, noi avem nave din 43. E ceva. Doar 4? Cam... trist. N-am niște cavalerie mai aproape gata? Yeah. Ok. Nu mărinii. Mărinii o să-i folosim la ceva, cândva într-o zi cu soare. Bineînțeles că l-am pus la flota care nu trebuie. Mă mira, eu ce dragi. De ce nu știe ăsta atât de multe? Pentru că l-am pus prost. Flota de invazie 1 cu 4 divizi de cavalerie. Vine și de barcă la mama Mercy. Și când zic vine și de barcă, se repoziționează că n-ar ales. Japonia! Le dăm bani pentru... Le dăm combustibil pentru bani, da? Aveți avioane, sunt de acord cu asta. Oh, no! Ce surpriză! Rebel. Da, divizia de armură. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moto 3 este aici. Ce vreau să fac? Care-i planul? Într-un final. Într-un final. Ofensivă rapidă în zona asta. Cum arată oribil. Arată oribil ce slide, da? Infrastructura în zona asta arată fantastic de oribil. Când o să fie gata ritmul ăsta? 47 ianuarie, ok, poate. Poate decent. Fuck ce oribil toată zona asta. Portul ăsta e excreabil. Fantastic. Ianuarie 47, ok, fie. Dispus să încetinesc un pic din producția militară, dacă înseamnă că o să am provizii când mă duc la război. Bun, deci, da. Sunt 5, sunt 5. Avem motorizate, avem. Avem una de blindat. Poate trebuie să fac una grea într-un viitor îndepărtat. Dar pentru ce? Singurul motiv pentru care aș avea o brigadă de tancuri grele ar fi dacă... Dar nu se merită. Așa mai bine iau de la germani. Mă gândeam să iau de la germani dacă într-un viitor îndepărtat o să fie dispus să-mi dea așa ceva. Să iau o brigadă de tancuri grele de la germani, dar mai bine iau pantere, leoparduri, că sunt mai bune. Sunt cete, nu se merită. Bun, voi. Divizia 5 armură, ziceți, nu? Ce ierarhie sunteți voi? Nu v-a pus nimeni niciună ierarhie. Moto 6? Moto 6! Nu, este cartier general, ce mă lăsat. Moto 6, Moto 6. Aș, da, o să redenumesc astea ca să știu exact care sunt. Dacă sunt divizia 5 de infanterie, o să avem probleme. Și Moto 6 intră în CG de front. O să trebuia să schimbăm CG-urile.
Cred că o să facem CG-uri separate pentru Anglia, Suez și India. Sau Asia și vest. CG de front, cât de mare distanțare. Ajunge până acolo. Da, deci Asia sau Sud vor putea să fie una singură. Deocamdată. Cine e șeful la CG-ul de front? Mareșalul Nedelea. Mareșalul de câmp Nedelea. Da. Avem divizii. Avem motorizate șase. Ups. Am o brigadă de artilerie în plus. Se înseamnă că una din infanterii nu e în zonă. 3-1? Are 3. 4? 4! Oh. What? Oh, am uitat. Am uitat că plec! Shit! Ești tu de dați resurse, mă. S-ar că am calculat bine, numai că... Păi, am terminat cu toată artileria? Pare că am terminat cu toată artileria. N-am terminat cu toată artileria. Și aia lipsește, odată. O să le iau la rând pe toate. Da. Ja. Și tot corpul 4 de infanterie. Da, te explic niște chestii. Aia, corpul 4 de infanterie. Am înțeles problema. Oh, crap, am uitat. 5-1 în 3 și 6 le fiat. Fuck! Nu e nimic complet, dar după aia și după aia ce rămâne, vedem. Da. Ceva nu-i bine. 4. Ah, ok, bun. Deci ăsta este... 5-ul e plin, 6-le este plin, deci mai trebuie un piculeț din față. Un piculeț, 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 e bine. Bine, bine, e foarte bine. Da! Reactor nuclear, doamnelor și domnilor. Putem să facem. Doi. Cu cine ăștia doi? Cu ce ne ajută nivelul 2 de reactor nuclear? N-am idee. Poate îl facem, dar n-am idee. Bun, reactor nuclear. 62 de... Da. Fine. Asta 25 doar pentru niște reactoare nucleare. Doar reactoare nucleare. Doar reactoare nucleare. Avem 1099 de... Nu, 1099 ne trebuie, avem 561 disponibil. Okay, ce-i la coadă pe aici? Avioanele. Radarul. Aha. Bază navală în lacul una, vă rog. După ce se fac avioanele astea, cred că le dau la coadă. Avem destule avioane. Cât să nu fie distruse, anihilate în total. Și am dat o tonă de bani, am luat enorm de multe avioane la comandă. Belgia ne-a refuzat. Belgia, surprinzător, cumva, prin ceva miracol. Da, rămâi acolo deocamdată. Cu ceva miracol, avem resurse. Da, avem resurse! Nu pierdem resurse, deloc! Incredibil, auzi, mă! Marea Britanie, hai că ești prieten cu mine acum, nu? Bă, că ai niște resurse lipsi. Avem bani? Avem niște bani. Poate, am ajuns la poate! E bine. Nu, voi n-aveți 4, nu? A, aveți 7. Ok. America!
Banii noștri vin de la provizii trimise în America. Cum a zis, o să fie un dezastru. Dar da, asta vreau acum. Portavioane. Da. Vă rugăm frumos, doamnelor și domnilor, portavioane. Și aia. E mai bun decât ăsta. Mentării 1.5, dispus să pierd 1.5 pentru mentării, nu mai dispus să pierd pagări. Naționaliști. Turci! Mama voastră de turci! Aha. Pentru turci. Bă, dar peste toată, nu mai, nu ești la așa, după aceea porci aici, ce-ți greu? Ți-a greu să faci ce zic eu să faci? Foarte greu, mă gândesc. Nu, nu, că am uitat deja, că suntem la viteză maximă, deja mi-a prea mult. Hai, cu tata în barcă, toată lumea la port. Large front advance, nu e acceptabil. Vine în Malaga, totuși, rebase în Malaga. Mă scuzi, rebase în Cadiz. Greșeala mea. Fine. Vădează și Cadizul. Cum stăm cu asta? Industrie, infrastructură, cavalerie, artilerie, bla bla bla, și un interceptor. Așa e loc. Ok, ai interceptare la fund. Avem interceptare. Februarie 47. Nu, ai parte. Iunie 47, prima. Dar, după ce facem alea, putem să... Brigada de infanterie, bla 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 bla, 4-5 în Cadiz. Am debarcat în Cadiz ca să pot după aia să fac asta. Move acolo. Yep. Oh, nu! Dracu de pirați! Pirați? Mă gândesc în Europa Universalis 3. Oh! Ce surpriză! Serios? Serios? Fie. Cum? Chis da măsii, nu l-o prind nimeni pe ăsta. Ce vrei, Japonia? Combustibil pentru bani? Dacă îmi dați voi bani. Oh, dintr-o dată au început toți. Nervant. Astea sunt prea avansate, așa că le punem la coadă. 3 ani, electronică, pire, mașini, 2. Bine, bine, foarte bine. 103, da. Cred că o să scad eu la 30. Avem nevoie de ofițeri, ea mi-am lipsat de nevoie de tehnologie. Ce glumă bună. Foarte bună gluma aia, nu? Ah, ce vrei? Fuel, da mă, da. Oh. Pare că britanicii au atacat iar. Așa fac ăștia. Atacă sus, să duc germanii sus. Atacă jos, să duc germanii sus. De că poți să ataci aici, că Berlinul e aproape, relativ. E acolo. Și din nou, aliații nu mai au concentrat forțele deloc. Da. Deja germanii contraatacă. Deja rebelii mă calcă pe nervi. Asta mi se pare foarte stupid. Adică înțeleg de ce, dar da. E pe drept enervant. Realist, dar enorm enervant. Oh, refuzat să ne mai dea bani pentru combustibil. Ce surpriză. Aha. Interesant e că... Da. Ah, nu. Cineva a făcut menta.
interesant că... Ce vreau să zic? Că deși sunt fortificații aici, slabe, dar sunt. Germanii nu prea fac față. A, da, Salut! Pantărie 3. Vrem să sărim pe ăștia? Ce au ăștia aici? Metal 6, energie 5 pe rare 5, ok. 6-7-1. Da, cred că o să sărim pe... pe Elveția! Dar pentru sărit pe Elveția avem nevoie de... trupe. Avem nevoie de trupe. Avem nevoie și de tancuri chiar. Moto 5. Trebuie să sărim pe Elveția. Teoretic. Elveția! Oh. Elveția stă acolo, degeaba. Ce rezolvăm noi pe Elveția? Și cavaleria asta nu... N-avem port, avem două porturi relativ decente. N-avem. Răspunsul este nu, n-avem. Fine. Investesc prea mult în porturile astea, legat. Ce-a făcut Suedia? A făcut armată în caz că se invadezi eu, nu? Asta a făcut, de fapt, Suedia. Da, ce ziceam că fac? Ziceam că mut Moto 5. Când o să aibă combustibil. Să mă duc cu... așa că am vrea două. Așa că-mi vrea două. Două corpuri de tancuri, dar nu știu dacă mai am două. Stați la mama măsii. Dar putem să luăm corpul 1, da. Cred că o să facă prea multe gură ăștia. Nu stai acolo, că stai degeaba. Ăștia. Și luăm și infanterie 5, de ce nu? Mergem la sigur. Dar nu luăm infanterie 5, fuck it, infanterie 5 poate să stea aici. Luăm Moto 6. Și cartierul de front. Moto 6 ca să ia și ei un pic de experiență. Da. E bine, bine, e foarte bine. Și acum ne uităm la aliați cum intru. Din nou pierd unități. De acord cu asta. Nu mă deranjează deloc. Erați voi să fiți de unguri. Dar unde te duci acolo? Nu vă place în mare Românie, cea mai mare imperiu din lume chiar. Adică Anglia e tot... Marea Britanie e tot cea mai mare imperiu din lume. Pe ideea că... aici doar pare mare și de fapt nu e. Bine că avem două cavalerii una lângă alta. What the f- Bine că avem două cavalerii una lângă alta. Ok, avem o tonă de cavalerie aici, mult prea puțin. Aha. Ah, ok. Clar că avem nevoie mai mult de cavalerie aici, avem o tonă de cavalerie aici care sunt șap. Poți să... așa, să fășu mai bine pe unde am tot. E cam ciudat să vezi unitățile tale când sunt galben pe galben. Avem una acolo pe care o să punem un... la port, radar și mai departe. Tu vii un pic mai sus. Tu stai bine, tu stai bine, tu stai bine. Sau nu, așa. Acceptabil voi. Unu-i degeaba pe aici. Tu. Vino mai așa. Tu du-te mai sus. Și tu vino mai în partea asta. Bun. Atac-o în același timp cu... cine se ocupă de ăștia? Finlanda? Aici bani, Finlanda. Finlanda se ocupă de ăștia. Așa, e o chestie. Capacitate industrială!
Yay! Woohoo! Cred că stăm noi foarte prost cu infrastructura. Și aici, chiar maxim aici. Și n-avem rebeli. Poate nu vine munți infrastructura asta? Și am dat-o să fie făcută. Fuck. Oh my god, unde dracu infrastructura asta? Cred că asta e. Cred că asta e. Mai departe, mai departe. Vai, ce sacrificii făcut ăștia. Germania. Să văd ce e acolo. Și mi-te un avion, doar să văd ce e acolo. Nouă brigăzi marine. Încercuiși anihilați. E bine. E foarte bine. Din punctul meu de vedere. Oh, negoi e plin. Ok. Azi mă infrastructură cum arăți tu. Înțeles că ești arăți prost de fapt. Că la ploiești nu e. Cred că o să trebuiască să fac o mare... Mare, da. O mare autostradă. O să ducă mie resursele peste tot. Sau să mă bazez pe porturi? Alea, mă bazez degeaba pe porturi. Un port acolo, aici nu prea ne interesează. Dar da. Timpul pentru mare infrastructură. Aici e plină? Ce mișto arată Europa! E păcat, e Europa nu a noastră. Și-am dus acolo. Nu știu cum mare lucru acolo. Până-n port. Ajungem aici, aici e bine. Până... Aici, de unde nu mai e bine. Noi, 4, zip, 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 zip. Și ajungem aici. Fine. My god, de ce chiar nu-i nimic. Aici, stai aici, plap, 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 plap. Plap, 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 plap. Până în porturile noastre magice. Cred că asta o să mă încetinească mie tot, dar nu s-a atât de mult. Zic eu! Nu s-a atât de multe, dar sunt enorm de multe. Hai, de ce fac asta când avem pe aici? Marea autostradă română. Să încetinească tot, 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 tot. 47, să facem toate căcaturile astea. Aaaaaaah! E doar 0.24, nu sunt atât de intensive la capacitatea înstrăială, sunt multe. Oh my god, câte sunt! Și trebuie ca mult să le facă. Să adună. Holy fucking hell! Bun! Problema rezolvată, pe dracu. Un grup de avioane. Și cum arată situația acum? Face infrastructură, sincer, te-ai rezolvat deja, nu mai întrebi, gata. Se face cavalerie, se face artilerie, se face... Și cum ziceam, nu e atât de mult. Dar este.
fie, faci convoiul ăsta, uitam de industrie. Ce industrie e aproape gata. Asta. Și bărci de transport, avem destule. Alea poate să aștepte. Și bineînțeles, asta nu rezolvă problema asta la altă. Da. Așteptăm să termine infrastructura aia. Mare autostradă. Problema e că marea asta autostradă poate să fie oprit instant. Un rebel acolo taie toată linia. Unde naiba a fost? Well, mai sunt pula cu ocazia asta? Hei! Oh, nu mai vor combustibil. Am anihilat complet. Complet, total, până la capăt. All refining 4. E bine. Ce mai trebuie? Ce mai avem aici? Aceleași. De la medicină până la infanterie. Am investit un pic în ele, așa că trebuie făcute. Nu cred că o să pierdem noi prea mult cu ocazia asta. Nu se pot urca toți. Bă, băiatule, cum vine asta? Whatever, zoom. Transport. Am pus infanterie aici? Ok, I guess. Infanterie acolo. Două de infanterie acolo. Aici ăștia trebuie să tace fără prea multe probleme. Deci ar așa vreau să fac. Aici o să atacăm ușor. Cum arată infrastructura? Arată bine. Aici o să atacăm ușor cu astea două. Cred că fac o prostie. Da. Baterie 4 acolo, 1 aici. Aici nu o să fie nevoie că o să atacăm o repede, mă gândesc. Dar prefer să am zona păzită. Zic eu. Vedem după aia. Ați ajuns bine toți? Ajuns-o. Canci ați ajuns. Dă-te la port. Ok, o iau avioane acolo. Brum, 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 move. Zion. Zig, Zion. Manevre. Un pic mai multă industrie ajută pentru ce ne trebuie nouă, se pare. Wargame. Decât nicio de industrie, mai bine industrie. Rocket. Secret. Flying bomb. Strategic rocket. Engine warhead, surface to air missile. Ajută la chestii. Bomba zburătoare. Ne trebuie civil... Da, de asta ne trebuie civil. Cercetare nucleară civilă. Pentru 4, ne trebuie minim 4 ca să putem să facem bombă nucleară. Și să avem reactoare nucleare. Da, un pic. Ce fac astea? Reduce costul și timpul necesar dacă faci o bombă nucleară. Da, ok. Da, noi chiar o să mergem serios pe bombe nucleare. Îmi placă Germania, o brigadă de tancuri de acolo, divizii care doar stă și fragmente. Move order! Panterie 3 rămâne aici, știu că am... Brum.
Aie, unde sunt obiectivele? Partea la alta! Intrăm moto 2 acolo. Una, două, și concentrăm moto 6 aici. Și moto 3 o să atace din Anenzi Monti. Cred că tocmai bine pe aici, că se atace din altă direcție. Hai. Vreau să pun prima flotă. Ai un port de căcat, prins. A, nu, am să pun... Greu, bă, româna, greu. Vreau să atac cu corpul 6 ca să-mi fac... să învețe și ei să lupte. În șampon, hai, în șampon. Avem chestii făcute, yay! Nu, Germania, nu! You bastards, ticăloșilor! Căcat! Și acum au intrat ăștia în alianță? Da! well, fuck that! Că cavaș! Ia de treabă! Un plan nou! Stupid, dar plan nou! Atacă în China naționalist! fuck! fine. Vrei să vă luptați acolo? Bă! Am stat prea mult! N-ai provizii? Cum pula mea n-ai provizii? Nu e, da, situația e oribilă în zona asta. Fine, da. O să facem infrastructură iar. Ok, trebuie să luăm un port totuși care e bun. Și cam atât a fost. Italia și-a declarat independența față de noi. Ok. Avem ceva important acolo? Avem un mare nimic. Deci, puteți să fiți independenți. Italia din Estul Africii. Da, ia combustibil. Ce avem acolo? Trei industrie. Opt. Patru. Da. Și nici nu-i cucerită complet. Fie, mă, fie! Ați voi să fiți de germani. Pare că ăsta-i, hello! Aliați de barcă iar! Dacă nu ești aliat cu noi, ești cucerit. Și cam da, Europa nu mai are nimic. Germania, Finlanda, Portugalia, România. Atât, asta e toată Europa. Yeah. Problematic, problematic. E voi... De ce nu mă lasă să-i pun pe ăștia împreună în ceva motiv? Da, ok, whatever. Corpul de ocupație Suedia. Am zis corpul de ocupație Suedia. Atât a fost corpul de ocupație Suedia, că poate să facă numai serios. De asta nu fac eu corpul de ocupație simple. Nu ne băi, Suedia. Cu ce e ocupație una? 2, 3, 4, 5. Sunt 5 destule să țin asta. Deci vedem. Ar trebui să fie, zic eu, dar vedem. 1, 2, 3, 4, 5.
Ok, CG-ul ăsta, în schimb, o să se urce în barcă și o să fie depozitat când ajung restul de infanterie acolo în partea asta. Detalii! 50! 3 ani înainte. Îmi pare că restul nu mai e așa avansat. Bun! 87. Ai o problemă. Problemă destul de mare. Atât de mare cât o să scap la 26, doar ca să nu suferim de probleme cu ofițeri. Asta ce înseamnă? 32 pe zi? Sperăm că e destul. Da, ce vreți voi? Divizia 1 infanterie! Yay! Woohoo! fuck. Nu știu unde vreau să-i pun pe ăștia. Deocamdată îi punem pe toți aici, după aia împrăștiem unde trebuie, în zona asta. 2, 3, 4, 5? Ce bău sunt? De-a dreptul ce bău sunt. Puteam să fac asta. Da, divizia de infanterie 3. Sigur, uite acum. Bun. Plop. Acum tot intră în divizia 2 de infanterie. Mult mai ușor. Da, nu, trebuie să complicăm treaba. Okay. Ce ești tu în primul rând? Am făcut greșeala de a face greșeala. Voi vă trebuie să vă urcați în bărci. Am făcut greșeala să pun artilerie autopropulsată la infanterie. Trebuie să-i mut după aia. 4-1 ziceți voi. 4-1. 4-2. Tot e bine, să zicem că bine și o tonă de cavalerie. 4-3. Ceva nu e bine. Am 3 libere. Vă pun eu la cavalerie degeaba. Am 3 libere. Să mai fac? Nu. Și am pus o tonă de infrastructură, inclusiv în Rusia. Am 3 libere. 3 libere înseamnă că sunt infanterie care nu are. O să verific zona asta. Și răspunsul este corpul 1 de infanterie. Lipsește. Duce lipsă. Problema e că... cred că am pus eu artilerie normală pe unde nu trebuia. Lipsește ceva. Hei, Moto 6, tu ai sipu artilerie, da? Bun. Moto 5, tu ai sipu artilerie, da? Bun. Moto 4? N-are. Ce? Mata 4 ani. Serios? Mata 4 are ortilerie în plus. Normală. Nu știu cum a ajuns aia acolo, dar a ajuns aia acolo. Sunt artillery. Bun. Bă, dacă au ajuns la ceva cartier general, nu mă deranjează asta atât de mult, dar... nu fie până în alte părți. Ok, deci mai trebuie un pic. Două? Fain, fac două. Artilerie! Up. Bun, da, ce vreau să fac? Vreau să fac multe, ce-i drept. Deocamdată mergeți în altă parte. Nu știu unde vreau să vă... A, da, știu unde vreau să vă trimit. Ai dreptate. 2, 5... Știu exact unde vreau să vă trimit. Dar nu știu unde am un port. 6 e acolo. Moto 2 aici, frontul și 4.
Mantrie 4 are, are, da? Da, 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 da? Bun. Nooo, Germania, de ce ești? Oh, crap. Ok. Moto 2 e în barcă? Pot să nu fii în barcă? Ah, vor fac să fie. Flota de invazie 1, se duce în... Deocamdată le ducem pe toate aici. Deocamdată. Da, știu că mai este și voi. Să plece ăla. Și după aia ne uităm pe unde era că avem flot de transport. Unde puteam să avem? Eu un pic aici. Yay, look at the amphibious thingies. Landing craft support. Yep. Ca să facem assault ships! Într-un viitor îndepărtat. Ah, ok, încă o brigadă de marines. Sure. Și nu mai știu cum am făcut-o pe aia altă. Mar first corps, Mar second corps. Cadavru al doilea al marin. Unde naiba ești? Ah, for fuck's sake, așa e. Sunt un bău. Așa e, dar sunt un bău. Uite că sunteți doar brigăzi de marin. Deci corpul al doilea de infanterie nu există. Trece acolo. Mișcă scărul ăla de idiot. Între timp ne uităm la... Asta se rezolvă. La ăștia care n-au ajuns încă unde trebuie. Hai, hai, tată mă, hai. Hai cu talent. Pierdem două pe întăriri, mă. Large Warship Radar. Mă ajută? Ajută. Cum arată situația? Electronic Computing Machine, singurul care mai avansat. Bun. Battleship. Super Heavy Battleship. Poate. Într-un viitor îndepărtat, poate. Degeaba împingeți voi, că poate să treacă până la noi, fără probleme. Atacuri mai multe locuri deodată. Interesant, acolo și acolo și... Cam atât. Și cu ce vă ajută problema asta? Eu nu cred că v-ați gândit foarte bine la ideea asta. Părerea mea, dar cine și neaba știe. Ups, asta de... rest de provizii devine enervantă. Cum e aici? Nu pot să atac pentru că n-am provizii. Dă și mie niște provizii în pizda mătii. Am o tonă de bărci de transport și nu pot să fac nimic cu ele. Hai mă, hai mă, hai mă. Ce e așa greu să trimit și mie niște provizii aici? Nu mă măsi, da, așa. Du-te acolo atunci. Pula mea. S-a dus până acolo și după aia n-am mai avut resurse. Uprising. Nu te împiți de mătii. Uprising. Nu te împiți de mătii. Greu. Greu cu Rusia asta. Dacă n-ar avea o tonă de resurse, mă bate gândul să o abandonez. Și industrie. Hai mă, pula mea. Nu pot să fac port pe aici că sunt inutile, nu aștept la nimic. Dezastru Rusia asta.
Da, China naționalistă. Ai, ai. Cine n-aveam? Și uita ce pula mea vreau să fac. Toți rebelii ăștia și cu toate lipsele de provizii. Moto 4, da. Tu vin acolo. Și cam atât, restul un bărci, moto 2, infanterie 4, CG. Nu sigur, go. Go, 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 go. Gata, îi dăm la o parte. Ați ajuns, bă, boilor! Tu nu aparții de nimeni. Tu nu aparții de nimeni. Poți să suci menta. Hai că încercăm totuși să facem ceva cu asta. Toată lumea în bărci. Îi bezi în partea asta. Asta mă enervează jocul ăsta cu de mult. Oh, n-ai provizii, cu toate că am o tonă de flote și pula mea. N-ai provizii, nici să alimentez o mână de cavalerie. N-ai provizii. Da. Da. Cred că termin setul ăsta aici. Deși după ce făceam 2-3 ore, dar mi-e foame, vreau să mă mănânc și mă stresa foarte mult lipsa asta după aia. În realitate, tot sistemul e băguit. E făcut stupid. Toate resursele vin de la capitală, cerci. În loc să fie aduse de la capitală în poziții strategice de unde se adună resurse și de acolo în alte poziții și de acolo așa mai departe și după aia la fiecare divizie să aibă depozitul, dar nu, până la ce să fie logic. Și da, o să încerc și Hearts of Iron 4 într-o zi cu soare. Probabil să fac un stream să văd de văzut ce dracu e cu el, dar costă bani. Dacă vreți să încerci Hearts of Iron 4, faceți-mi un cadou pe Steam. De fapt, simplu. Probleme rezolvate. Atunci, vă promit eu că o să încerc Hearts of Iron 4 dacă mi-l cumpărați voi, dar să dau bani pe ceva care nu prea... ceva la... despre care n-am auzit vești prea bune. Știu ce o faceți chită. Puneți mână de la mână, bani de la bani. Un euro de căciulă la 20 de persoane. Stai, cât trebuie? E 40 sau 60 de euro? 60 de persoane, am 2000 și ceva de subscriberi. 2500 aproape, ca fabulos. Trebuie să fac ceva special. Da. Mână de la mână, strângeți bani de Hearts of Iron 4 și o să vă spun exact că merită să dați banii pe el sau nu. Oh, zi, bună!